de 10 blindate au fost surprinse miercuri pe una din străzile principale ale Tiraspolului. Militarii ruși împreună cu cei din așa numită armată a autoproclamate remene se grăbeau să nimicească dușmanul de pe malul drept al Nistrului. Este vorba despre un exercițiu militar care a inclus trecerea Nistrului și eliminarea adversarului de pe malul drept al râului. Aplicațiile s-au desfășurat sub drapelul Federației Ruse, fiind urmărite de pe mal de zeci de locuitori ai orașului. Cei mai încântați de show-ul cu explozii și împușcături au fost copiii. Даже не думал, что БТР могли плавать. И вот я уже знаю, что вот наша родина всегда может постоять за наш город прекрасный. După ce dușmanul a fost nimicit, spectatorii le-au dăruit flori și i-au aplaudat pe militarii ruși și cei din armata separatiștilor. Astfel de exerciții au loc în regiunea transnistreană în fiecare an și au ca scop prevenirea amenințării teroriste de pe malul drept al Nistrului.